Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm să citim două versete din Cartea Marcu, capitolul 14 și 15, capitolul 1, versetul 14 și 15. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Biserica este locul cel mai potrivit unde putem vorbi despre credință și despre pocăință. Dând definiția credinței din Scripturi, Evrei capitolul 11, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și spunem că e nevoie de credință, Evrei 11:6, și fără credință îi cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Acum eu cred că toți oamenii cred ceva. Toți oamenii cred ceva. Creștinii cred că este Dumnezeu, ateii cred că nu este Dumnezeu. În seara asta aș vrea să ne verificăm credința noastră. Și eu am găsit în Sfânta Scriptură, dar și în viața cotidiană, diferite categorii de oameni după modul cum se raportează la credință. Am găsit o categorie de oameni care nu știu ce să creadă. Mi s-a părut ciudat, curios, când am întâlnit oamenii ăștia. Nu știu ce să creadă despre un om, despre un eveniment, despre o învățătură. Să-i condamn, să-i judeci. Cum au ajuns oamenii ăștia să nu știe ce să creadă? Pentru că și în zilele noastre am întâlnit oameni care au spus, domnule, nici nu mai știu ce să cred. Nici nu mai știu ce să cred. Și atunci m-am apropiat de categoria aceasta de oameni, i-am identificat și am vrut să văd care a fost rezultatul și finalul vieților. Scrie în Luca, în capitolul 9, parcă versetul 7, că Irod nu știa ce să creadă despre Iisus. Nu mai știa ce să creadă. Despre un om. Dar de ce nu știa să creadă? Pentru că Irod, și am observat că la toți oamenii ăștia despre care spune Scriptura că nu știa ce să creadă, toți oamenii ăștia au avut șansa să audă o învățătură bună, curată, morală. Ioan Botezătorul a avut ocazia să-l întâlnească Irod pe Ioan Botezătorul. Irod l-a întâlnit pe Ioan Botezătorul, a auzit învățătura curată cum este, numai că Irod oscila așa între două plăceri. În Marcu capitolul 6, versetul 20, spune că Irod îl asculta pe Ioan cu plăcere. Îl asculta cu plăcere. Deci lui Irod îi plăcea să stea de vorbă cu Ioan Botezătorul. Numai că în versetul 22 Irod mai are o plăcere. Când fata Irodiadei o dansa tare frumos, lui Irod i-a plăcut. Și uite, Irod oscila între astea două plăceri. Plăceri sfinte și plăceri păcătoase. Eu am întâlnit oameni care au fost la adunare la pocăiți pentru prima dată.
Și la ieșire mi-au spus, domne, mi-a plăcut la voi, domne. Chiar ați cântat foarte frumos. Apoi omul ăla care a vorbit tare bine. Mi-a plăcut. Și bine că i-a plăcut. Numai că îi place și păcatul. La unul îi place pocăința, dar îi place și paharul. Amândouă îi plac. La o fată îi plac cântările de la adunare. Spunea cineva, aveți așa niște cântici voi, niște piese muzicale care mă liniștește. Și îi place muzica de la pocăiți. Numai că sâmbătă seara se duce la discotecă. Îi place și aceea. Și uite așa oamenii oscilează între două plăceri. O plăcere sfântă și una păcătoasă. Sper să nu fie în seara asta careva aici așa. Și dacă e cineva așa, hai să renunțăm la plăcerea aceea păcătoasă. Că Irod nu știa ce să creadă despre Iisus. Dar cum să știi dacă oscilezi așa, ai tot felul de plăceri? Nu-i de ajuns la un om să-i placă la adunare. Nu-i de ajuns să-i placă pocăința. Spune cineva, domnule, îmi place pocăința. Îmi place cum e la voi. Dar atâta. Se duce acasă. Iacov spunea că un om aude cuvântul și nu-l împlinește. E ca unul care se uită într-o oglindă, își privește fața și când pleacă de acolo uită cum era. Vorba fratului Răuț de la Vicov. Oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. Poți să stai de dimineață până seara murdar în fața ei, că nu te spală oglinda. Trebuie să te speli tu, ea numai îți arată cum ești. Irod oscila între două feluri de influență. Pus la cale de Irodiada cum nata, femeia aia păcătoasă, l-ar fi omorât pe Ioan. Dar se temea din Orod. Măi, norodul considera că ăsta e om sfânt și el se temea din Orod, se lăsa influențat. Dar Irod se lăsa influențat. Și de cumnată sa, care îi spunea, omoară-l, tai capul. Am văzut oameni care vin la adunare și hotărăsc la pocăință. Măi, dacă nu a ajuns acasă, o dat piept cu familia, cu neamurile. Dar tu ne faci pe noi de rușine, dar cine de neamul nostru mai fost pocăit? Și influențat aici în seara asta de mine, de scriptură și de cântări și de Domnul, te duci acasă influențat de familie. Și uite așa oscilezi și nu știi ce să faci. Știți cum a murit omul ăsta? Nemântuit. Nu știa ce să facă, era un om nehotărât, nu a avut curajul să iei o hotărâre personală și a murit nemântuit. Am mai întâlnit niște femei, surprinse de un eveniment, au rămas uimite, nu știau ce să creadă. Spune în Luca, în capitolul 24, când dimineața înviere, câteva femei, Maria, Magdalena, Ioana, nevasta Lucuza, s-au dus dis de dimineață la mormânt să împlinească ce au rămas neîmplinit. Că Hristos a fost omorât pe cruce, îngropat și pentru că venise sabatul, nu a avut timp să facă toată procesiunea, tot ritualul ăla. Și în cea din tâi zi a săptămânii, femeile astea au luat mir mirositor și s-au dus să ungă trupul lui Hristos. Își făceau ele grijă, oare cum o să fie, măi, la mormânt, că acolo e o piatră mare, cine ne dă la o parte piatra aceea? Și când au ajuns acolo, au văzut piatra prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut mormântul gol. Și spune Biblia, Luca 24:4, femeile nu știau ce să creadă. E un eveniment care le-a surprins. Nu știau ce să creadă. Dar ele erau femei sincere. Ele au fost salvate, cel puțin una dintre ele a fost o păcătoasă, de celelalte nu știu. Dar Maria Magdalena fusese o femeie păcătoasă, Dumnezeu o eliberat-o de patimile ei urâte, o iertat-o și acum ea venea cu recunoștința. Eu vă întreb, nouă ne-a făcut Dumnezeu bine? Și cum ne arătăm noi recunoștința față de Dumnezeu?
Ele veneau cu balsam ca să-l îmbălsămeze în sinceritatea lor. Și când ajung acolo, mormântul gol. Și pentru că nu știau ce să creadă, dar erau sinceri și hotărâți, au o apariție angelică, vin doi îngeri, stă de vorbă cu ele și le lămurește. Pentru ce căutați pe acela viu între cei morți? Nu-i aici. Nu v-a spus că va învia? Un om sincer care îl caută pe Domnul va primi răspuns de la Dumnezeu. Unii mă întreabă, eram odată în Vatra Dornei și îmi spune cineva, măi omule, măi, tu văd că ai o credință, aici pe bancă, în stațiune, îs martorul lui Jehova, tot îmi dau reviste să le citesc. Ăștia le-am spun că trebuie să țin sâmbăta, nu știu ce să cred, măi, ce să fac? Și am spus, du-te acasă, citește în Scriptură, dar sinceră, postește, roagă-te, citește și ce înțelegi tu din Scriptura aceea? Pentru că cel ce caută, găsește. Cine caută adevărul, va găsi adevărul. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Cum au gătat femeile astea viața? Astea au fost mântuite. Nici ele la început nu știau ce să creadă, dar pentru că au fost sincere, Dumnezeu li s-a descoperit. Nu știu oamenii ce să creadă despre o învățătură. Niște evrei foarte religioși, care respectau legea, s-au dus la Ierusalim. Era o sărbătoare mare, Rusalele, cinzecimea. Acolo erau mulți, într-o cameră se rugau. Și pe când se rugau, s-a întâmplat tot așa un fenomen nemai întâlnit. S-a auzit ca un vâjit, ca un vâjit puternic de vânt, o coborât ca niște limbi de foc și la toți aceia adunați acolo s-au pus câte o limbă pe fiecare. Toți au început să vorbească în alte limbi, dar în limbi înțelese de iudeii din diaspora. Și au spus, măi, ăștia nu sunt galileieni. Și spune acolo Scriptura că nu știau ce să creadă. Versetul 12 din Fapte, capitolul 2. Nu știau ce să creadă. Și pentru că ei nu știau ce să creadă, aveau păreri diferite, s-au ridicat Petru și le-au spus, le-au predicat Evanghelia, clar, împlinirea Scripturii, le-au vorbit de învățătura asta, de coborârea Duhului Sfânt. Asta e făgăduința care o dă Domnul pentru voi și copiii voștri, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și cu multe alte cuvinte, îndemna, sfătuia și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și Biblia spune, cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat vreo 3.000 de oameni. Cei care au primit înseamnă că sunt unii care nu au primit. Ei erau iudei, erau religioși, respectau legea, s-au dus după legea lor acolo, dar au venit o învățătură nouă, coborârea Duhului Sfânt, vorbirea în limbi. Ei nu știau ce să creadă. Unii își băteau joc și spuneau, ăștia sunt plini de must. Dar alții au primit propovăduirea și dintr-o dată au știut ce să creadă. Au fost botezați și oamenii ăștia s-au împărțit. Unii au fost mântuiți și unii n-au fost mântuiți. În seara asta, dacă sunt oameni care nu știu ce să creadă, eu îi rog și îl rog pe Duhul Sfânt să le spună el ce să creadă. Că pe mine oricum nu mă credeți. Dar aș vrea cuvântul ăsta să se întrupeze în fiecare dintre noi. Ioan 1:1 spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar în versetul 14 spune, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre oameni plin de har și de adevăr. Când s-a făcut cuvântul trup? Cuvântul era în cer, era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Dar s-a făcut trup și a locuit printre oameni. Știți când? Când s-a născut Domnul Iisus Hristos. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos, cuvântul Fiul lui Dumnezeu din cer a luat un trup omenesc și s-a născut și a trăit printre evrei. Numai că aici au fost nevoie de două
acceptări. Inițiativa o aparținut lui Dumnezeu. El, la împlinirea vremii, l-a adus pe Hristos în lumea aceasta. El a inițiat planul de mântuire. El a venit cu îngerul Gabriel la Fecioara Maria și i-a spus: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, numele lui va fi Iisus, el va mântui pe poporul său de păcatele lui. Asta a făcut-o Dumnezeu. Că inițiativa o are Dumnezeu, ca și în seara asta. Inițiativa Dumnezeu o are în mântuirea ta. Numai că era nevoie și de acceptul Mariei. Și Maria stă acolo în apariția aia angelică, stă liniștită, Gavril nu pleacă. Îngerul nu zboară în ceruri, așteaptă răspuns de la Maria. Și Maria n-avea nici tata, nici mama, nici pe Iosif, nici preotul. Spune: dar cum se va face asta, că e o fecioară, nu știu de bărbat. Duhul Sfânt te va umbri. Duhul Sfânt. Și când Maria aude, meditează și îi spune îngerul: iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. În seara asta inițiativă o are Duhul Sfânt, care vorbește inimii tale. Și eu mulțumesc Domnului pentru aceasta. Dar e nevoie și de acceptul tău. Mă rog, Domnul să ne dea tuturor o inimă bună. În dreptul acelor care nu știu ce să creadă, să le vorbească Dumnezeu, să ne lămurească Dumnezeu și să credem ce trebuie. Că am găsit în Scriptură oameni care au crezut, au avut credință, dar credința nu i-a ajutat. Era o credință zadarnică, falsă. Vă dau câteva exemple, argumentez ideea care am avansat-o. Erau niște cetăți păcătoase din calea afară. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul, Țoarul, 5 cetăți în căpie, așa erau niște păcate acolo, era păcatul de unde se trage și numele de sodomie. Și Dumnezeu o hotărâ să le nimicească. Dar la Dumnezeu este un principiu, El nu omoară pe cel bun împreună cu cel rău. Și acolo în Sodoma era un om bun, un om neprihănit. Și Dumnezeu a spus: măi, nu poți să-i omor. Se duce la Lot și îi spune: măi, pe cine mai ai tu, ieșiți afară. Toată familia voastră ieșiți afară, că eu mâine să fac să cadă foc și pucioasă și am să ar cetatea asta. Măi, Lot o înțeles. Lot l-a crezut pe Dumnezeu. Și se duce, îi spune la nevastă, la fete, îi spune la ginere: măi, Domnul nimicește Sodoma. Și spune în Genesa 19 cu 14: dar ginerii lui credeau, măi, credeau și ei. Dar știi ce credeau? Că glumește. Oameni buni, nu știu ce credință aveți dumneavoastră, nici nu mă interesează foarte tare. Dar vă spun un lucru, vă dau o recomandare: nu glumiți cu Dumnezeu. Am eu o poveste veche, le-am spus, când lucram undeva la reparații locomotive, eu mai spuneam ceva de Dumnezeu pe la colegii de servici. Unul spunea de fotbal, unul spunea că s-a îmbătat, unul spunea că a fost la film. Eu le mai spuneam ceva de pocăință. Și aveam un coleg care tot timpul râdea de mine, spunea: Dragoș, eu o să fiu șef acolo la iad, eu o să te bag pe tine în smoală. Și nu mai râdeau, nu mai puteam spune nimica. Și într-o zi am fost liber și când am venit, am văzut colegii mei toți șoșoteau între ei: băi, săracul Viorel, săracul Viorel. Eu zic: maite, dar ce s-a întâmplat? Bă, tu ieri ai fost liber. Viorel s-a suit pe o locomotivă, era o locomotivă cu aburi, ca să iei el o plăcuță de bronz, ia să o pui la el pe dulap. Era sufirul de contact, când s-a ridicat, l-a electrocutat. O lua foc și la spital. Numai mă duc până la el. Era colegul meu, a mâncat dintr-o farfurie. M-am dus la spitalul Suceava, era un hol lung, de departe am auzit niște urlete inumane. N-am mai întrebat unde, am deschis ușa, era un coviltir așa, că el nu suporta cearșaful. El era acolo, ars tăt. Când m-a văzut pe mine, a spus: Dragoș, de ce trebuie să mor eu ars la 24 de ani, parcă, și tata meu a murit tot ars la 24 de ani? Știți care a fost primul meu gând, că suntem oameni răutăcioși?
Am vrut să spun, Viorel, cum e cu iadul, cu raiul, cu smola, cu... Am vrut să-i spun, dar nu îmi permiteam. Era prea mare durerea. 9 zile am mai fost la el la spital. Omul ăsta a urlat în continuu. Îmi spune mie doctorul, domnul Croitor, nu știu ce inimă are omul ăsta. După 9 zile o căzut jos și a murit. Eu mai aud povești, bancuri cu Sfântul Petru, cu Rai, cu Domnul Iisus, dar astea nu-i permis să credem că Dumnezeu face glume. Nu, nu, nu. Există un Rai și există un iad. Există o judecată și o dreaptă răsplătire a faptelor. Că la Dumnezeu vorba fratelui Cârdei nu se umblă cu ciubuc și cu tot felul de speculație. Mai plătește o taxă, mai pune un avocat. Judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă. Și într-o zi fiecare din noi venim la judecata lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5 cu 10 spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea lui tronului de judecată. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau rău pe care va fi făcut cât trăia în trup. Sunt oameni care glumesc cu credința. Glumesc cu religia, glumesc cu pocăința și recomandarea nu a mea, a Scripturii. Vedeți că unii care au crezut că-s glume, au fost pedepsiți. Și genii ăștia lui Lot au rămas acolo. Îmi imaginez că nu au plouat din cer foc și pucioasă. Cum alergau oamenii din cetate, căutau o gură de oxigen și nu mai aveau. Femei însărcinate, copii mici, bărbați cu copii în cârcă, fugeau și venea focul Domnului peste ei. Asta nu-i glumă, dar ei credeau că glumește. Era odată un om, funcția avea mare, era căpetenia oștirii. Era îmbrăcat frumos, cu galoane, cu haină militară. Când ajungea acasă și da haina jos, mirosea carne putridă. Omul ăsta era lepros și nu se putea vindeca de lepra lui, că nu erau leacuri pe atunci. Dar avea în casă o roabă, o fetiță, care i-o spunea stăpână, dacă domnul meu ar fi în Samaria la proroc, Dumnezeu l-ar vindeca. Mă, și omul când se neacă să prinde și de un pai. Și dita mai generalul să ia după gură la o copchilă. Și ia o caravană mare cu daruri, se duce la împărat întâi. Acum, cu scrisoare de acreditare, când trimit pe robul meu la mine să-l vindici, împăratul rupe hainele, mă, ăsta vrea scandal, ăsta vrea război, mă. Dar Elisei spune, lasă să vină, să vadă că este un Dumnezeu în Israel. Și vine omul ăsta, cu tot talaiul lui, se duce la Elisei, la Samaria, și acum... Eu m-am gândit mult la Elisei ăsta. Băi, vine general, mă, omul numărul 2 în stat, măi. Elisei nici nu iese la poartă. Noi dacă vine un primar, un senator, ceva, ne gudurăm pe lângă dânsul, poate, na, e om mare. Elisei nici nu iese la poartă. Trimite un slujitor, băi, spune să speli în Iordan de 7 ori. Măi, ce s-a mâniat omul ăsta... În 2 Împărați, capitolul 5, versetul, el credea, el avea un plan așa regizat în mintea lui. Și spune, eu credeam că o să vină la mine, o să cerceteze rana, o să cheme numele Dumnezeului său și așa da, să mă vindic. Dar mă trimite el pe mine să mă spăl, așa simplu, dar Abana și Parpara, apele Damascului nu sunt mai bune. Și-a plecat acasă plin de mânie. Noroc că a fost acolo un slujitor mai înțelept, i-a spus, împărate, domnul meu, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu-l făceai? Păi dacă ți-a cerut un lucru ușor, de ce nu-l faci? O coborât, s-a scaldat de 7 ori și o ieșit curat. Știi, noi avem impresia că despre mântuire trebuie niște lucruri grele, complicate. Odată mergem la Iași, după Revoluție, am primit pământurile și noi înapoi, ne-am făcut toate atelajele astea de să cultiva pământul, aveam 2 cai acasă și un inginer pocăit merge la Iași. Băi frate, de el ce faci? El era proiectant. Băi frate, Dragoș, acum am proiectat o sămănătoare de sămănat cereale pe tracțiune animală. Băi, zic, îmi convine.
că am și eu pământ și dă-mi și mie proiectul. Mă, încă nu-i gata că sămănătoarea aceea e prea grea să o poată trage doi cai. E prea grea. Și o zic, mă, dar eu am o sămănătoare acasă, o roată cu un lanț care seamăn. De ce ai făcut-o așa de greu? El spune, mă, tu nu știi teoria inginerului român? De ce să faci un lucru simplu când se poate complicat? Ei, oamenii cred că mântuirea asta e grozav de complicată. Unii au, se cheltuiesc enorm, enorm. Alții cu treier, nu știu pe unde, să găsească un leac, o alinare, o iertare. Dar mântuirea omului îi prin har, prin credință, Efeseni 2 cu 8. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Să ne dea Domnul credința asta. Amin. Și Naaman credea. Credea ceva și el, dar nu credea bine. Dumnezeu nu-i obliga să împlinească scenariile noastre. Noi spunem, mă, eu cred că dacă fac așa, nu, tu vezi cum vrea Dumnezeu. Roman 12 cu 2, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu, nu Dumnezeu să împlinească voia noastră. Să ne dea Domnul pricepere. Și mai scrie în Iacob 1 cu 26. Dacă crede cineva că este neprihănit, evlavios, religios, dar nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Este credință degeaba. Credință degeaba. Care-i credința asta zadarnică? Că oamenii au credință, ăștia, el crede că e religios. Dar gura îi merge, spune minciun, clevetește, bârfește, nu își înfrânează limba, își înșală inima. Asta e zadarnic. Știi care e credința zadarnică? Credința fără pocăință. Că scrie în Fapte 20 cu 21, Pavel spune, Dumnezeu m-a trimis ca să vestesc pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și aici Domnul începe să le propovăduiască în textul citit și spune, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu e aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii au credință și ar vrea să creadă, să fie plăcut lui Dumnezeu, dar fără pocăință. Eu cred că dacă mă rog la Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă un băiat bun să mă mărit. Să-ți dea, eu n-am nimic împotrivă. Eu cred că am să reușesc la examen, am să iau permisul. Eu cred, oamenii au fel de fel de credință, dar nu le place pocăința. Și Pavel spunea, măi, întâi Dumnezeu m-a pus să vă propovăduiesc pocăința. După aceea credința în Iisus. Dacă vrea cineva să aibă o credință autentică, credința e precedată de pocăință. Până și botezul în apă are niște lucruri de care e precedat. Pentru că spunea Petru în Fapte 2, 37, pocăiți-vă, le-o zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Înainte de botez trebuie să fie pocăință. 37 și 38 răspunsul. Da? În Marcu 16 spune, cine crede și se botează, înainte de botez trebuie credință. În 1 Petru 3:21 spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu e o curăție din tine, ci unele trupești, ci mărturia unui cuget curat înainte al Dumnezeu. Înainte de botez în apă trebuie să ai un cuget curat. Să-ți faci rost de un cuget curat. Înainte de botez în apă, trebuie să crezi. Înainte de botezul în apă, trebuie să te pocăiești. Asta spune Scriptura, nu o spun eu. Dumnezeu să ne facă să pricepem, frate.
Este o credință zadarnică, credința fără pocăință nu te ajută cu nimic. Mai este o credință zadarnică, spune 1 Corinteni capitolul 15, că unii au și își pun nădejdea în Dumnezeu, dar numai pentru viața asta. Și el nu crede în învierea. Spune, păi dacă nu a murit Hristos, dacă nu a înviat Hristos, propovăduirea noastră e zadarnică, fapte Corinteni 15:17, și zadarnică și credința voastră. Credința adevărată merge mână cu nădejdea înviere. Dacă ajungi să spui ca un om credincios de aici, din zona asta, Sighetului, știe Dumnezeu ce mai fi dincolo, știe Dumnezeu dacă mai fi o înviere, atunci credința asta nu e bună. Biblia spune că există o înviere din morți. De ce la moarte oamenii au comportări diferite? Unii plâng, e normal să plângă. Unii se tem. Vai, așa mă tem de moarte, sunt dita mai bărbață. Vorbești cu el orice, dacă nu-i spui de moarte, nu, te rog, de asta să nu vorbești, se teme de moarte. Unii au o curiozitate așa, măi, oare cum să, ce să fie dincolo? Păi vine Scriptura și ne spune exact ce-i dincolo. Eu am folosit pentru asta un exemplu. Eu am venit acum la Sighetul Marmației. Am trecut pe lângă o casă frumoasă cu fratele Simi și îi spun, frate Simi, eu cred că în casă e un hol așa lung și scămuri de o parte și de alta. Fratele Simi spune, nu, eu cred că e de asta mai modernă, cu un living mare, așa, și bucătăria inclusă. Și când noi ne dăm cu părerea la poartă, iese proprietarul. Mă, ce vă uitați la casa mea? Uite, domnule, ne dăm cu părerea. Hai să vă spun eu cum e la mine în casă. Și ne spune el cum e în casă. Voi pe cine credeți? Pe mine, pe Simi sau pe proprietar? Păi dacă el vine din casă. Acum, despre moarte, noi ne dăm cu părerea. Băi, ce-o fi după moarte? Unii spun că sunt vămi, alții spun că nu-s vămi. Altul, Eminescu, spune că morți sunt cei muriți la cimitirii, gata tot. Dar a venit unul care a murit. A venit, a murit, a înviat. Noi ne salutăm îndată, Hristos a înviat. Așa e și pe aici, nu? În Bucovina așa spune, Hristos a înviat. Celălalt spune, adevărat că a înviat. Așa e și aici? Hristos a fost mort, a înviat și El vine și ne spune cum e dincolo de moarte. Și știi ce ne spune El? Că noi care suntem aici, suntem condamnați. Sau hai să spun, programați ca să nu murim. Eu, personalitatea, nu murim niciodată. Numai că viața asta ne-o consumăm așa pe coordonata timpului, pe două segmente. O viață scurtuță, atâta e, atât scurt. La Sighet, aici, așa mică, e ca o iarbă, ca să vei ca țesătorul care trece printre firii, care din voi știe să țesă? Surori, mai știți? Vă două mai știu? Eu știu să țesc o voare de cele alese cu mâna, că am fost în casă de țesător cu două fețe, așa, avem modelul și alegem. Nu eram eu Ion Torcălău, dar am învățat și astea. Și apoi spune că viața zilele trec ca suveica, ca un zbor, ca un vis, ca un sunet, atâta e viața voastră la Sighet, atâta e. Am fost la un frate la Iaslovăț, la fratele Cociorvan și am întrebat câți ani avea fratele. Fără câteva luni avea 104 ani, dar am fost și la alții mult mai tineri, mult mai tineri, tu nu știi cât trăiești. Și viața asta, existența noastră, pe coordonata timpului, puțin la Sighet, și apoi veșnic, sub o altă formă, matematic plus infinit, o viață care nu se termină, viață veșnică. Și moartea nu e decât o modalitate, un procedeu prin care Domnul ne ia de la Sighet și ne duce dincolo. Asta înseamnă credință însoțită de nădejde. Să ne-o dea Domnul. Și mai spune Iacov, măi, tu vrei să înțelegi, capitolul 2, cu 20 parcă,
căci credința fără fapte e moartă. Este credință fără moapte, o credință teoretică. Dar Pavel spunea în 2 Corinteni 13:5, pe voi înșivă cercați-vă, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Există credință fără fapte. Și faptele nu înseamnă numai milostenie, un leu dat la sărac. Nu, nu. Petru spunea, de aceea dați-vă și voi toată silința, 2 Petru 1:5, ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta, cunoștința, evlavia, înflânarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Eu ajung să cred un lucru și îl împlinesc. Unesc cu credința fapta. Știți, unii am întâlnit care cu credința vor să unească cunoștința. Mă duc odată în diaspora, într-o adunare, mă întreabă un tânăr, frate Dragoș, cum e cu răpirea și cu necazul cel mare? A să fie înainte de necaz? Sau a să fie după necaz? Sau unii spun că în timpul necazului o să fie răpirea. Eu îl întreb, măi, tu câți ani ai? 26 de ani. Din familie de pocăiți? Da. Dar te întreb așa, că sunt mai multe teorii. Ești botezat în apă? Nu, că am venit la lucru, n-am apucat. Ești botezat cu Duhul Sfânt? N-am fost la Sfânt. Știi, te interesează răpirea. Ce treabă ai tu cu răpirea? Doar cum n-ai parte de ea? Dar unii cu credința nu unesc fapta, îi unesc cunoștința. Eu n-am întâlnit încă o mașină așa de grozavă, dau un milion pe ea, de dolari, cât de lei mică, da? N-am văzut. Să am o mașină cineva, pornești motorul, aprins farurile și eu să văd drumul până la Bosanci, până în Bucovina. Oare este așa mașină? Nu. Dar cu cât înaintez farurile astea mele, așa la 100 de metri, cu lumina asta ajung până acasă. Pentru că ceea ce ți-a fost descoperit, trebuie să împlinești. Dacă nu faci primul pas, nu-i garantat că Dumnezeu ți-l descoperă pe al doilea? De aceea în seara asta Dumnezeu ne vorbește, începem să înțelegem și aceia care nu știu ce să creadă și aceia care au credințe zadarnice, ne dă Domnul o credință bună, dar trebuie imediat să o punem în practică. Când întreba odată un temnicier tare fioros, în Fapte capitolul 16, versetul 30, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și vine versetul 31. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar știi ce a făcut temnicierul? După ce a crezut? Îndată a luat și botezul în apă. Asta înseamnă să unești cu credința fapta. Bun, dar care e credința care trebuie să, în ce trebuie să credem noi? Și vine Biblia, îi spune, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în... Doamne ajută-ne! Evanghelia înseamnă vestea bună a mântuirii. Conținutul Evangheliei e prins aici, în Sfânta Scriptură. Cum stăm cu citirea Scripturii? Psalmul 18:30 spune, cuvântul Domnului este încercat, cuvântul Domnului este bun, termen de garanție, veșnicia. Scriu oameni, tratate de știință, le rup, alte descoperiri, alte invenții. Cartea asta rămâne în veșnicie. Apocalipsa 14:6 și am văzut zburând pe mijlocul cerului un înger cu o evanghelie veșnică. Asta n-are termen de garanție. Asta rămâne veșnică. Asta e la Sighet și cu asta ne întâlnim în cer. Vestea bună a mântuirii. Credeți în Evanghelie? Evanghelia asta are putere să ne vindece, oameni buni. Scrie în Psalmul 107, versetul 20. Au ajuns până la marginea mormântului. Atunci le-am trimis cuvântul tău și i-am vindecat. Cuvântul ăsta, dacă îl crezi, are putere să te vindece chiar în trup. Am experiențele astea când un frate vorbea de vindecările Domnului la amvon, Duhul Domnului a început să lucreze și au făcut vindecări în adunări, vindecări care au rămas până în ziua de azi. Dacă e cineva bolnav în trup, crede că Domnul Iisus te poate vindeca. Apoi Domnul vindecă și suflete.
Dacă cineva are sufletul bolnav, că până la urmă, cu o boală trupească poți intra în rai, dar cu o boală sufletească n-ai cum să intri. Eu vă întreb așa, minciuna oare să fie o boală? Da? Da, bârfa, clevetirea e boală? Dar răzvrătirea o fi boală? Nu vorbesc de adulteri și de altele. Astea sunt boli? Oare sunt la sighe din cei care sunt prezenți aici un pic atins de minciună? Așa, un pic gripat. Mai trece câte o minciună și îi dă drumul. Câte o nemulțumire, câte o răzvrătire. Evanghelia în care credem noi are putere să ne vindece. O recomand, fraților. E scrisă de Duhul Sfânt și de folos pentru noi. Evanghelia ne curățește. Acum voi sunteți curați, Ioan 15:3, din pricina cuvântului. Țineți minte, când ești tulburat, când ești mânios, când ești întristat, când ești depresiv, iei și citești Scriptura și Scriptura te liniștește. Scriptura te curăță. Când trece Scriptura prin tine, am dat exemplu de prea multe ori și poate îl știți prea bine, că la Suceava este și acum o biserică din menoniți americani, de-a lui Simon Memnon. Și o bunică îi spune la nepot, măi, vine la adunare, nu a vrut să vii. Și la amiază îi spune, așa de frumos o fă la adunare, n-ai vrut să vii. Și băietul îi spune, bunica, de unde s-o citit? Bunica, uita, nu mai știu. Zice, măi, nu mai știu de unde. Și era la țară, avea un coș de nuiel, băietul ia o găleată de apă, toarnă în coș o scutură bine, zice, uite bunica, atât au rămas în tine. Dar bunica îi spune, stai un pic, când ai turnat apa în coș, coșul era prăfuit, era murdar. Dar după ce a trecut apa, uite cum s-a spălat coșul. Frații mei, oameni buni, citiți Scriptura. Trăim acum într-o explozie în tehnologia informației. Eu o vorbă o spun acum de două ori înconjoară în globul pământesc, într-o secundă. Stăm câteodată la știri. Ne interesează ce se întâmplă în Ucraina, în fâșia Gaza, în Siria, în crizele preconizate. Și nu mai avem timp de Scriptură. Aici e adevărul lui Dumnezeu. Eu nu vă chem pe nimeni la mine, nu veniți la mine. Domnul Iisus ne cheamă la El prin Evanghelie. Hai să mergem la Domnul. Ne pocăim și credem în Evanghelie. Mai putem să credem în ceva, spune Marcu 11 cu cât? Cu 24. Când prin rugăciune cereți un lucru, credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Credem în puterea rugăciunii. Cum stați cu rugăciunea? Creștini, nu mă întreb de care, adventiști, penticostali, dar cum stați cu rugăciunea? O rugăciune repede, Tatăl nostru, fugim repede la servici, ne ducem că avem treabă, nu știu la amiază dacă ne mai rugăm seara, aproape că adormim și ne mirăm că suntem așa de slabi. Credem în puterea rugăciunii. Domnul să ne ajute la asta. Tu asculți rugăciunea, Psalmul 65:2, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Insistă Luca 18, era o văduvă, paradox, care se ducea să-i facă dreptate la un judecător nedrept. Judecătorul nedrept, eu mă duc la ăla nedrept să-mi fă dreptate. Dar n-avea altă soluție. N-avea alt judecător, că dacă erau doi în cetate, îți ducea la al doilea. Într-o cetate era un judecător. Că noi tare multe soluții avem. Și pentru că avem multe variante, nu ne ducem întâi la rugăciune. Când epuizăm toate șansele noastre, atunci apelăm la Domnul. Spunea fratele Oșmani că într-o lucrare de evangelizare avea pe unul care fusese campion la înot. Și cum vestea el Evanghelia pe malul apii, un ascultător a căzut buluc în apă. Și a început să zbată că nu știa să înoate. Ăștia se uitau la... Stai mă și prinde-l. Ăsta nimic, stai liniștit, nimic. Și spunea fratele, măi, am început să-l acuz în mintea mea. Tu ești campion, ăla nu mai are aer și când a început ăla să dea la fund, gata, o abandonat, ăsta sare să-l prinde și îl scoate la mal. Spune, măi, dar de ce n-ai sărit din timp?
ci că omul cât are putere să luptă cu tine în apă și vă necați amândoi. Dacă nu o renunțat, s-o resemnat, nu mai am nicio putere, atunci ar scoți. Cam așa suntem și noi. Când mai avem bani, mai avem relații, ne ducem la spital, mai dăm telefoane, ne zbatem noi, că nu se mai poate, mică, Doamne, ai milă de noi. Dar ar trebui să mergem întâi la Domnul, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, spune Iacob în capitolul 5. În ce credem noi? Credem în Evanghelie? Credem în puterea rugăciunii? Și mai spunea Evrei 11:6 că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce caută. Eu sunt sigur, pentru că ai venit în seara asta aici ca să ascult cuvântul Domnului, Domnul are pentru tine o răsplătire. Am îmbătrânit acum pe băncile adunării, la urmă, pe final, trag o concluzie. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Nu rămâne Dumnezeu dator niciodată. Mie nu mi-a rămas. Prea puțin am făcut și prea mult m-a binecuvântat. Și îi mulțumesc Domnului pentru asta. Eu cred în răsplătirile Domnului. După modul de percepere a celor din jur, poate să fie o răsplătire vizibilă, băi, l-a răsplătit Domnul, sau o răsplătire tainică. După timpul în care ești răsplătit, poți să fii răsplătit aici sau poți să fii răsplătit dincolo. După faptele făcute, este o răsplătire după dreptate. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oameni și credință. Iar mă gândesc la aceia care nu știau ce să creadă. Unii până la urmă au aflat. Cine a fost sincer, li s-a arătat Dumnezeu și o știu ce să creadă. Așa să se întâmple cu noi toți aici. Oameni care au credință, dar credință nu-i bună, oameni care au credință adevărată, cum ne demonstrăm noi credința asta, practic? Eu credința am văzut așa ca o imagine în invizibil. Nu știu dacă sunt înțeles. Eu văd ceva acolo unde nu se vede. Credința e ca un binoclu. Văd un om la 2 km, vine o siluetă pe un deal. Băi, nu știu ce. Pun binoclu, văd că e un bărbat, văd și cum e îmbrăcat. Credința are capacitatea asta de a apropia lucrurile din viitor. Spune în Evrei capitolul 11, că noi prin credință mânat de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să salveze casa. Nu fusese apă, nu fusese ploaie. I-a spus Dumnezeu, mă, o să vină o ploaie, fă o corabie. Și el deja a văzut corabie, peste zeci de ani, a văzut corabie, a văzut potopul, el și-a salvat familia. Evrei 11 cu cât cu 10 spune că Avraam, prin credință, a văzut cetatea care avea temelii tari. El n-avea casă cu temelie. El, de când a văzut cetatea cu temelie, el nu a mai făcut o casă cu temelie. El a locuit numai în corturi, ca să arate că el e străin și călător. El căuta cetatea cealaltă, al cărei meșter și ziditor era Hristos. Știți când a văzut Avraam? Eu încă n-am văzut cetatea aceea. Ioan a văzut un patmos, am văzut coborându-se din cer cetatea lui Dumnezeu. Eu încă n-am văzut-o. Avraam a văzut-o cu mii de ani înainte, prin credință. Iosif a văzut exodul. A văzut cum ies semințiile lui Israel din Egipt. Când Domnul vă va cerceta să scoate și oasele mele de aici. Peste 400 de ani a văzut Iosif exodul. Moise l-a văzut pe Dumnezeu, Evrei 11:27, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, adică pe Dumnezeu. Asta e credința. Credința îți ia o imagine departe, de peste zeci, sute și mii de ani și ți-o aduce aproape. Numai credința poate face asta. Credința este o armă cu care biruim. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința. Să ne dea Domnul arma aceasta. Credința e un mod de a trăi. Spune 2 Corinteni 5:7 că noi trăim prin credință, nu prin vedere. Prin credință biruim ispitele, spune Romani 5:4. Să ne dea Domnul credință la toți. Închei predica din seara aceasta. De fapt, ce am vrut eu să predic?
Sau ce ați înțeles voi? Mie la școală tare îmi plăcea mult când se facea recapitulare, știam că vine pauza. Eu am vrut să spun că în raportarea noastră față de credință am întâlnit trei categorii de oameni în Scriptură. Poate și la Siget. Oameni care nu știu ce să creadă, oameni care cred dar greșit și oameni dar cred bine. Și demonstrează. Credința se demonstrează prin vorbire. Cei care sunt la cură de slăbire, și eu trebuie să mai slăbesc, tot aud, am auzit expresia, o bombă calorică. Eu am luat-o odată, mi-e place ciocolata, cineva spune, oh, asta e o bombă calorică. N-ai bombă, dar ai bombă dulce, nu-i de ce e rea. Există expresii în care eu le-am spus, astea sunt bombe, bombe de credință. Când e bolnav tare, vine Iov, capitolul 19, versetul 26. Chiar dacă mi s-ar nimici carnea și n-aș mai avea piele, eu tot cred în Dumnezeu. Tot îl voi vedea pe Dumnezeu. Când ești bolnav, ai credința asta? Să ne dea Domnul credința asta. Habacuc în sărăcia lui spunea în 3 cu 17, chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu își va da rodul, va lipsi rodul pe câmp și a viței, oile și boi, eu tot mă voi bucura în Domnul. Bucuria lui Habacuc nu era dată de lucruri materiale, era dată de părtășia cu Domnul. Ai curajul ăsta să spui așa? În Valea Dura, în fața unui chip de 60 de colți, mii de oameni s-au aruncat în colb acolo. Trei tineri stăteau așa, Hanania, Mișael, Sajalea, parcă sfidători. Și au venit împăratul, măi, voi în adins nu vă închinați? Păi vă arunc în cuptor. Împărate, Dumnezeu poate să ne scape și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Asta e bombă de credință. O avem? Când ești în primejde, când ești în ecaz, ai credință în Dumnezeu? Domnul să ne dea. Și când ești pe patul de moarte, spunea în Ioan 11, cât cu 25, chiar dacă au murit, cine aude cuvintele mele și crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Chiar dacă ar muri. Că murim. Nu chiar dacă, murim. Murim, dar trăim cu Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Doresc Domnul să vă binecuvinteze pe toți, și vouă, și nouă, și mie, să ne dea mai multă credință. Amin.